Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța, începe Moldova în direct. La doar câteva zile de la învestirea noului guvern, inițiativele venite de la Ministerul Justiției privind modificarea legii procuraturii au adunat mai multe critici decât laude. Despre obiectivitate, dreptate și curățarea instituțiilor de drept de urme murdare, discutăm în cadrul ediției din această seară cu Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara. Totodată vom solicita și opinia experților în domeniu, președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, pe care îl avem în studio. Bună seara! Juristul, fostul procuror Pavel Midrigan și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care sunt în aceste momente în legătură directă cu noi. Bună seara! Sper că ne auziți și ne și vedeți. Da. Un pic avem probleme la sunet, dar tare sper că în momentul în care vom discuta și cu dumneavoastră să fie rezolvate acestea. Așadar, discutam despre acest proiect de modificare a legii cu privire la procuratură. Domnule ministru, se pare că, iată, promisiunile pe care le-ați făcut în campanie electorală că trebuie să fie curățat odată și odată sistemul juridic au și început să fie valorificate, cel puțin, iată, cu inițiativa care a venit de la dumneavoastră. Și acum vă întreb, ce lipsește, iată, vechii legi, astfel încât procurorul și procurorul general să fie examinat până la urmă, așa cum spuneți, pentru că ăsta este, de fapt, contextul acestor modificări. Da, înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vreau să fac două precizări foarte importante din punctul meu de vedere. În primul rând, inițiativa legislativă, proiectul 181, a fost înregistrat de mine în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și nu ca ministru al justiției. Al doilea lucru, până ajunge la esența acestui proiect, vom discuta inclusiv în contradictoriu, vreau să punctez anumite lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt extrem de importante pentru a înțelege contextul în care ne aflăm noi. Pe data de 11 iulie au avut loc niște alegeri. Pe data de 11 iulie, cetățenii Republicii Moldova au votat masiv împotriva corupției pentru ca în Republica Moldova să se facă dreptate. Ce înseamnă dreptate în acțiunea, în accepțiunea cetățenilor este atunci când hoții stau la pușcărie și nici de cum când hoții sunt eliberați, lăsați să plece în țări străine sau sunt absolviți de orice tip de răspundere. În mod indirect, votul cetățeanului din 11 iulie a fost un vot împotriva activității procurorului general. Pentru că, din păcate, actualul procuror general nu este cel care face așa încât această doleanță a cetățenilor, dorința de dreptate să fie realizată. Din păcate, o spun din păcate pentru că am avut așteptări mari și eu personal, chiar dacă din cauza procurorului general a căzut guvernul Maia Sandu în noiembrie 2019, am luat decizia la partid în prima perioadă să-i dăm un credit din credere, să-l lăsăm, să vedem ce face, ce realizează și doar ulterior să ne expunem. Și așa am făcut. În prima perioadă n-am avut absolut nicio critică la adresa procurorului general. Dar pe măsură ce trecea timpul, pe de o parte realizări erau tot mai puține, pe de altă parte hoții de miliarde unul după altul ieșeau din pușcărie, erau eliberați, evident că n-am mai putut să trecem cu vederea acest fapt. Ultima picătură, evident că este această decizie absolut șocantă a Procuraturii Generale de a lăsa, practic, pe Vyacheslav Platon, riderul numărul 1 din CSI, persoana care atentează la securitatea Republicii Moldova încă începând cu anul 1994, de a lăsa să plece din Republica Moldova și acum suntem în situația în care ați văzut azi procurorii... Și astăzi tot Procuratura Generală a inițiat căutarea lui... Întrebarea mea, 5 dosare în care Platon are o anumită calitate și să nu fie măcar un procuror care solicite măsura de nepărăsire a Republicii Moldova. Nu vorbim de arest preventiv, arest la domiciliu. O măsură elementară, pentru ca persoana să rămână în Republica Moldova, să poată fi eventual diferită justiție. Deci asta este contextul în care ne aflăm. Acum, cu privire la acest proiect, am explicat azi în vreo 7 sau 8 comisii unde am fost. Noi am analizat legea cu la procuratură, legea 3 pe 2016, am văzut că în legea respectivă lipsesc
prevederi, reglementări care ar conduce la posibilitatea evaluării activității procurorului general sau sancționării disciplinare acestuia în situația în care fie are o activitate care nu este performantă, fie săvârșește anumite lucruri sau comite anumite fapte care pot fi calificate eventual abatere disciplinare. Am luat aceste prevederi care se aplică în raport cu procurorii obișnuiți, fie șefii procuratorilor, și le-am extrapolat cumva, le-am făcut ca să fie aplicabile procurorului general, atât în partea legată de evaluarea activității, cât și în partea legată de răspunderea disciplinară. Evident că cu nuanțarea anumitor lucruri legate de acea comisie care trebuie să facă evaluarea performanțelor sau acea comisie care trebuie să analizeze dacă faptele imputate procurorului reprezintă abatere disciplinare și dacă reprezintă, individualizând abaterea, să stabilească care ar fi sancțiunea aplicabilă. Deci este practic un proiect de lege care vine să rezolve acel vid legislativ care există la momentul de față în legea cu privire la procurator. Asta în am raport făcut cu procurorul general. Ceea ce vreau să menționez că potrivit acestui proiect de lege care este perfect constituțional, rezultă expres din prevederile articolului 125 din Constituție, care impune și spune expres procurorul general se demite de președinte la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor în condițiile legii pentru motive obiective și baza unei proceduri transparente, practic Constituția impune ca legea să prevadă mecanisme cu privire la posibilitatea demiterii procurorului general în situația în care el nu are performanță sau a comis o abatere disciplinară. Și ultimul element determinant este că, sau pe care vreau să-l menționez la această etapă, este că decizia finală cu privire la un calificativ care îi se acordă procurorului general sau cu privire la o sancțiune care se aplică procurorului general, o ia exclusiv Consiliul Superior al Procurorilor. Nu-l iau eu ca ministru, nu-l ia doamna președinte, nu-l ia Parlamentul, dar îl ia Consiliul Superior al Procurorilor. Deci este, dacă vreți, o lege care vine să responsabilizeze conducătorul instituției care se numește Procuratura Republicii Moldova. Bine, am înțeles explicația. Un procuror dependent de politic este mai periculos decât unul cu performanțe modeste? Cu asemenea reacție ați venit dumneavoastră, domnule Gribincea, într-o postare pe o rețea de socializare. Care este pericolul, de fapt? Iată, am auzit că intențiile ar fi bune, de fapt, în cele din urmă și se face o egalitate dintre procurorul general și ceilalți angajați ai instituției, astfel încât ei să aducă și rezultate, inclusiv procurorul general, nu doar. Dumneavoastră, cum vedeți? Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Dacă nu erau întrebări față de procuratură, probabil că acest proiect de lege astăzi nu era. Adică există anumite critici față de adresa procuraturii, care în mare parte sunt întemeiate. Procuratura nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și nici procurorul general. Dar procurorii trebuie să fie independenți de politică. Fiindcă dacă procurorii o să fie dependenți de politică, niciodată nu o să se pornească împotriva politicienilor, care în Republica Moldova în 30 de ani a fost principala problemă în dezvoltarea țării și în combaterea corupției. Anume din acest motiv, eu cred că se creează un precedent foarte periculos. Atunci când, pentru a scoate un procuror general, Parlamentul umblă la modificările legislative. Eu sunt sigur că în politică există și alte mijloace pentru a lua o decizie în interesul ambelor părți care sunt. Și aici eu văd Procuratura Generală pe de o parte și Partidul de Guvernământ. Eu sunt sigur că în politică întotdeauna pot fi luate decizii care satisfacă ambele părți fără a crea precedente atât de periculoase. Fiindcă dacă un guvern va veni și va începe discuții pe la demiterea procurorului general, peste 4 ani vom avea un alt guvern și iarăși va continua cu demiterea procurorului general. Peste 4 ani alt guvern. Atunci ce mai rămâne independența procurorilor? Dar aici este o nuanță totuși pe care trebuie să o menționez. Într-o oarecare măsură, bătălia asta pentru procuratură se datorează și procurorilor. Fiindcă ei au creat premiza că cel care controlează procuratura controlează tot în această țară. Dacă procurorii ar fi fost onești și ar spune că noi funcționăm corect, indiferent de cine este la guvernare, eu cred că politicienii nici n-ar fi pus așa miză mare astăzi procuratură.
Bine, dar apare aici o întrebare. În condițiile în care această lege stipulează că, uite, procurorii, angajații acestei instituții pot să fie examinați și le pot fi evaluate performanțele, de ce până în acest moment nu am văzut, de exemplu, un rezultat a unei examinări de acest fel? Bine, asta pentru este, un anumit, un caz, este, de exemplu. Este întrebarea care trebuie adresată procurorul general, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, nu mie, pentru că nu am fost parte componentă acestei instituții. Cu privire la ceea ce a spus domnul Grebincea, sigur că noi putem să facem abstracție de contextul în care se află Republica Moldova. Evident că noi ca partid putem să facem abstracții de ceea ce am promis alegătorilor Republicii Moldova. Putem să facem exact așa cum au făcut alte partide. Promiți una, vii la guvernare, uiți de promisiuni și încerci să-l... Ce să facem? Să-l lăsăm încă 4 ani de zile ca să, iasă, ca să fie eliberate toate pușcările din Republica Moldova? Nu vom proceda în felul ăsta, pentru că noi ne-am luat angajamentul ca cei ce am promis să facem. Și lucrul ăsta îl vom face indiferent care vor fi piedicile care ne vor sta în cale. Procedăm așa pentru că oamenii s-au săturat de o justiție care depinde cât este de gros buzunarul, cât este de bună, frumoasă mașina sau casa de locuit a unui hoț. Și nici de cum nu depinde de fapta pe care a comis-o un personaj sau altul care a încercat să bage mâna în buzunarul statului. Asta este cel mai important lucru și noi de aici trebuie să pornim. Noi nu am eu personal o problemă cu domnul Stoianov. Chiar nu am absolut nicio problemă. Nu are nici partidul de guvern, partidul, nici PAS-ul nu are o problemă cu domnul Stoianoglu, nici chiar doamna președinte nu are o problemă, chiar dacă la ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, fiind chemat procurorul general, șef PCCOX, șef procuraturii anticorupție, a venit un adjunct a procurorului general care habar nu avea despre nimic, practic, în procuratura aia, ceea ce, în principiu, e o lipsă de respect față de doamna președinte, tot și a fost votată de 1 milion de oameni aproape, de cei care erau acolo, de prim-ministru, de președintele Parlamentului. Da? Adică am impresia că această instituție, procuratura, în ultima, mai ales în ultima perioadă, când această relație cu, despre care toată lumea vorbește, cu Vyacheslav Platon, este atât de evident sau din ce în ce mai evident, a pierdut legătura cu lucrurile elementare care se întâmplă în societatea Republicii Moldova. Și din păcate am impresia că procuratura, procurorul general nu a înțeles absolut nimic din votul cetățenilor. În mod normal, după ce toată campania electorală s-a vorbit, și asta este mesajul nostru principal, pentru că noi considerăm că nu poți niciodată să asiguri viața mai bună pentru oameni atâta timp cât nu există dreptate. Nu există dreptate. Hoții în continuare fură și banii cei care trebuie să ajungă în mod normal în bugetul de stat și din banii cărora, din banii trebuie să fie făcute drumuri, grădinițe, școli, salarii mari, pensii, se fură și ajungă în buzunarele oamenilor, deci nu poți să mergi înainte. Deci dreptatea și viața mai bună sunt lucruri interdependente și niciodată nu vom putea face așa încât oamenii să trăiască mai bine atâta timp cât țara asta va fi furată. Spuneți foarte frumos aceste lucruri și, într-adevăr, asta gândesc cetățenii și oamenii de rând. În acest moment aș vrea să iau legătură și cu invitații pe care îi avem online. Ne auziți? Da, cu cine vorbim? Domnule Tănase, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Ați auzit, probabil, discuția care a avut loc până în acest moment în platou și explicația de ce s-a venit cu asemenea modificare și, de fapt, care ar fi că se creează un precedent, o spune și domnul Grebincea. Dumneavoastră, cum vedeți? Este aceasta o soluție sau nu? Bine, trebuie să înțelegem că toate aceste declarații au un caracter pronunțat politic. Ele nu au neapărat legătură cu reglementările și cu spiritul Constituției. Febra electorală probabil încă nu i-a părăsit cei care au preluat puterea în Republica Moldova, ori chiar dacă au un mandat nepopular, acest mandat
urmează a fi exercitat în strictă conformitate cu prevederile Constituției. Cât ține de modificarea legii procuraturii pentru a se debarasa de actualul procuror general. Este un fals atunci când se invocă necesitatea de evaluare. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Actuala putere își dorește un alt procuror general. Și nu trebuie mutilată legislația, inventate tot felul de mecanisme, cum ar fi evaluări. Am mai trecut prin asemenea experiență când au fost inventate tot felul de comisii meritocratice, concursuri care până la urmă nu erau respectate nici măcar de cei care le organizau. Lucrurile trebuie văzute în context. De fapt, este o continuare a ceea ce s-a întâmplat când a fost demisă doamna Sanda în calitate de prim-ministru, deoarece proiectul de lege era în contradicție cu Constituția și cu toate rigorele internaționale la acest capitol. Trebuie văzut în contextul general în care se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Bună oară, intenția de a renunța la organizarea unui concurs pentru nominalizarea șefului CNA, pe motiv că actualul Parlament are o asemenea legitimitate încât nu are nevoie să organizeze concursul. Iarăși este o modificare de reguli pentru a numi persoane dependente pur politic. Cum va arăta cum se va subordona un șef a CNA care nu mai este numit nici măcar formal de acea comisie juridică, dar de 20 deputați din partea puterii? Sigur că el va primi instrucțiuni doar de la centrele de influență politică. Asta este o tradiție veche sovietică, când puterea de stat este exercitată exclusiv cu ajutorul instrumentelor represive și nu cu instrumentele legale și instituționale. Și atunci, revenim la ceea ce spunea și domnul Gribincea, sunt absolut de acord cu domnia sa la acest capitol, în parte ce ține de guvernarea unei țări cu ajutorul procurorului. Este o chestie total nesustenabilă, nu are nicio legătură cu dreptatea, deoarece instrucțiunile ce înseamnă dreptate, un procuror numit politic le va primi de la cei care îl numesc pe aceste criterii politice și nici de cum nu va rezulta din acțiune de anchetă. Cât ține de evaluarea procurorului general, nu cred că e o problemă să evaluezi orice persoană în această țară, inclusiv și procurorul general, doar că vreau să înțeleg un lucru. Există legea cu privire la procuratură, există fișa postului procurorului general, așa e? Și evaluarea se face în funcție de această fișă a postului. Și sunt foarte curios cum ar arăta un asemenea act de evaluare. Eu cred că soluția cea mai potrivită ar fi ca să nu să se calce pe aceleași greble pe care am călcat de fiecare dată. Țineți cont, noi nu avem niciun procuror general care și-ar fi încheiat mandatul în termenul stabilit de lege. Toți procurorii din această țară general au fost schimbați odată cu schimbarea puterii politice. Și toți au fost dependenți de puterea politică care i-a numit. Ori, actualmente, chiar dacă îl dau jos pe Stoianoglu și în locul domnului Stoianoglu vine altă persoană, această persoană știe foarte bine care este biroul, de unde va primi instrucțiuni. Ori, aceasta nu are nicio legătură, absolut nicio legătură, cu acea dreptate pe care vrem noi cu toți să o avem. Sigur că avem mari nemulțumiri. Am înțeles, avem mari nemulțumiri de procurator. Mai vorbim și punctăm detaliile pe care le-ați menționat mai sus ceva mai târziu. Până atunci aș vrea să-i ofer și dreptul la replică la ce a spus până în aceste momente domnul Tănase. Dumnealui zice că nu trebuie mutilată legislația. Așa menționează. Dar în același timp aș vrea să vă adresez și eu o întrebare. În cazul în care, odată cu schimbarea puterii, procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat că pleacă în demisie, își dă demisia din funcție, ar mai fi fost propusă o asemenea modificare? Eu v-am spus care sunt breșele actuale în legislație. În mod normal, aceste reglementări trebuie să existe. Trebuiau să existe din start, în raport cu procurorul general. Cu privire la ceea ce a spus domnul Tănase, nu știu, bâtă politică, domnule Tănase, noi nu avem nevoie, și vă spun chiar sincer, noi cei din PAS nu avem nevoie de un procuror care să ne apere de ceva. Chiar nu avem nevoie. Pentru că nu am comis nimic ilegal niciodată și sigur că ar fi fost poate mai comod să ne așezăm în fotolii, stăm și să așteptăm rezultate de la domnul Stoianoglu. Dar oamenii nu vor asta. Noastră, împreună cu domnul Gribincea, practic ne sugerați nou ca să
facem abstracții de votul cetățeanilor, să-l mai lăsăm pe procurorul general să, nu știu ce hoț o mai rămas care nu a fugit încă din Republica Moldova, dar probabil vor mai fugi sau ar putea să mai fugă. Deci noi lucrul ăsta nu îl acceptăm și cumva privim la lucruri, un pic mai mai diferit. Dumneavoastră ați spus că toate guvernările făceau ceea ce făceau. Da, toate guvernările, în momentul în care vineau la guvernare, uitau de ceea ce au promis oamenii, oamenilor s-au apucat de făcut cu totul alte lucruri. Este foarte important, ca clasa politică, măcar acum, după 30 de ani, să transmită un mesaj foarte clar în spațiu public, în adresa cetățenilor, că ea ține la promisiuni, ea ține la doleanțele oamenilor. Noi am mers în campanie electorală, mesajul nostru de bază a fost acesta, să facem dreptate, hoții să ajungă la pușcărie. Păi nu putem noi acum să facem, să uităm de această promisiune, nu putem noi acum, și lucrul ăsta s-a întâmplat nu doar în cazul alegerilor parlamentare, doamna Sandu exact în contextul ăsta a câștigat pentru programul electoral a PAS-ului cu care a mers în alegerile din 11 iulie, este practic similar cu programul electoral cu care doamna Sandu a câștigat. De aceea noi vom merge în continuare înainte, indiferent de câte piedici ni se vor pune, pentru ca să avem un sistem care face dreptate, așa cum o înțeleg cetățenii Republicii Moldova. Sigur că noi avem plan și pe termen mediu și pe termen mai lung, vrem să facem evaluarea tuturor judecătorilor și procurorilor, să implementăm acel concept și vom face, doar că nu putem să așteptăm până în momentul în care are loc implementarea în totalitate acelei legi, pentru că chiar și acum în Republica Moldova se întâmplă lucruri care nu sunt conforme legii și trebuie să facem mai multe lucruri la pachet, cumva. Pe de o parte să oprească furturile în ministerie, pe de altă parte trebuie să... Nu, bine. Este inadmisibil. Este inadmisibil. Răspunsul a fost oferit și ca explicații. Astfel de personaje, cum este acest... Ați argumentat încă o dată de ce este necesar modificarea acestei legi și faceți trimitere la doleanța cetățenilor până la urmă, care și-au dat votul în data de 11 iulie. Domnule Midrigan, ne auziți și dumneavoastră? Da, vă aud, da. Da, vă rog foarte mult să ne spuneți care este poziția dumneavoastră, în raport cu aceste noi modificări care sunt propuse, deja și mâine urmează să fie aprobate cel mai probabil în plenul Parlamentului. S-ar putea crea un precedent foarte periculos. Și o să fac și eu câteva, să zicem, referințe. Legea din 2016, care era și cu acordul Comisiei de la Veneție, au zis că este foarte bine din punct de vedere imixtiunea politicului în activitatea procuraturii și de aceea s-a modificat inclusiv procedura de desemnare a procurorului general. Nici Parlamentul, nici președintele, nici guvernul nu au dreptul să dirigeze cu procuratura și procurorul general. Asta era esența și noi, chipurile, ani de zile am așteptat ca nimeni să nu-și bage nasul în activitatea procuraturii. 2. Dacă noi, într-adevăr, nu suntem satisfăcuți de activitatea procuraturii. Da, nu numai că nu de astăzi, dar de mai mulți ani, iată aici s-a vorbit hoție, furt. Păi da, dar cine au contribuit la aceste hoții și furturi? Guvernul, toate guvernele, Parlamentul, care a adoptat legi anume ca să contribuie la diferite furturi, Cancelarea de Stat, Administrația Publică Centrală Locală și așa mai departe. Deci dacă acum toate fegețele că procuratura face puțin pentru a pune hoții la dubală, sau zicem la privațiune de libertate, mai corect, păi atunci cred că ar fi eronat. Cu atât mai mult că nu procuratura stabilește pedeapsa pentru infracțiunile comisiei, ci instanțele de judecată. Da, într-adevăr, rolul procuraturii este foarte important. Dar noi ne-am îmbătat
cu noțiunea de independență. Și uitați, avem Curtea de Conturi, independentă, avem Andreu, independent, avem diferite instituții, independent, 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 inclusiv și Procuratura. Independent de cine? Și iată aici, într-adevăr, domnul ministru a menționat, este un vacuum. Fiindcă nu poate să fie niciun organ, nicio instituție, nicio persoană în afara controlului. Și acum întrebarea iarăși, controlul din partea cui? Din partea poporului, da? Într-adevăr, poporul este suveranul. Și ne aducem aminte, cum domnul Tănase menționa, deci poporul poate să-și exercite puterea direct sau prin reprezentanții săi. Cine sunt reprezentanții? Noi avem doi sau trei reprezentanți ai poporului. Primul, parlamentul, reprezentantul, președintele Republicii Moldova, ales în mod direct, reprezentant al poporului, și administrația publică locală, iarăși sunt reprezentanții la nivelul local. Prin urmare, orice organ trebuie cumva totuși de prevăzut că are responsabilitatea în fața poporului pentru activitatea sa. La urma urmei, toți primesc bani din buget, din impozitele noastre. Și noi am vrea. De aceea, trebuie de stabilit niște criterii. Un organ, o instituție, își face treaba sau nu? Și aici noi revenim iarăși la momente destul de importante. Cine apreciază și cum? Eu consider că domnul Stoianoglă este un procuror bun. Că sunt toți trași la răspundere, că toți sunt urmăriți penal, este greu. Trebuie să fie din specialiști. Dar eu văd mulți care idei n-au de organele de procuratură și dau opinii, dau criterii, dau nu știu ce, că mai mulți, mai puțini. Trebuie totuși deconstituit și aici trebuie să fie mecanismul legal. Legal, fie în legea cu privire la procuratură, fie poate în Constituție chiar unele modificări, fiindcă sunt norme constituționale. Eu nu știu ce o să zică Comisia de la Veneția, fiindcă ei atunci au zis că legea cu privire la procuratură e o lege bună. Ce au să zică interesant? Ori au să tacă ca de obicei. Prin urmare, într-adevăr, acest vacuum ar trebui cumva, fiindcă nici o instituție nu poate să fie în afara controlului și trebuie cumva apreciat. Că sunt mai multe dosare intentate sau nu, că câte au fost remise, era o statistică undeva în jur de 40% din dosarele intentate nu ajung în instanțele de judecată. Și noi de multe ori ne puneam întrebarea, păi cum se intentează dosare penale și pe urmă se încheie fără a fi remis în instanța de judecată. Ce se întâmplă în organele de procuratură? Deci, într-adevăr, societatea așteaptă niște chestii simple. Cel care a comis infracțiunea să fie tras la răspundere, dar respectindu-se procedura și drepturile fiecărei persoane, inclusiv pe urmă în instanțele de judecată. Nicio încălcare nu trebuie să fie lăsată. De aceea, este o chestie destul de delicată, numai nu, după părerea mea, trebuie în așa mod rapid, astăzi, cum se zice, nizia, nu este silină, hoși să to zia. Nu. Eu cred că această chestiune trebuie discutată, de apreciat. Trebuie să fie niște criterii, lucrează mai bine sau mai rău, în comparație cu ce? Dar la noi ce? Puțini au șterpelit-o chiar cu furtul miliardului. Puțini au șterpelit-o și stau peste hotare. Unde sunt ei? Și nu întotdeauna aceste răspunsuri Banca Națională... vrem să le primim de la Procurorul General, domnule Midrigan. Mulțumim și dumneavoastră, păi da, spuneți. S-a vorbit că societatea reacționează și noi toți vrem, într-adevăr, toți să fie trași la răspunderea meritată. Și nu mai mult. Bine, se pare că, iată, Procurorul General era în concediu, dar anunțase că era plecat în concediu, dar astăzi a revenit și cel mai probabil va încerca fie să conteste, iată, legea care va fi adoptată mâinile. Domnule Gribincea, dumneavoastră, cum vedeți această abordare și dacă îi va reuși cumva procurorului să riposteze, iată, în fața modificărilor care vin din partea puterii? Eu am auzit de câteva ori argumentul că poporul vrea. Și da, dacă noi am
urmări 100% ceea ce vrea popor, atunci vă asigur că la fiecare intersecție din Chișinău ar trebui să stea câte o spânzurătoare. Rolul politicienilor este să ia deciziile chibzuite. Și aici, da, politicienii noștri pot trece peste anumite limitări și pot adopta această lege. Întrebarea, politica, reforma justiției în general nu este pentru cei care n-au tărie de caracter și răbdare. Și asumă oare guvernarea de astăzi consecințele acestei modificări. Și vă aduc doar un exemplu. Noi avem o prevedere în Codul Penal al Republicii Moldova, articolul 307, care permite procurorilor să dea apreciere cât de corecte sunt hotărârile judecătorilor și dacă nu le place, să meargă cu proceduri penale împotriva lor. La prima vedere, o normă bună pentru a lupta cu unii corupți din justiție pe care nu-i poți prinde când iau banii în justiție. Dar te uiți că hotărârile lor sunt proaste. La prima vedere, prevederea este bună. Da. Dar care a fost efectul acestei legi? Efectul acestei legi a fost să au pornit câteva dosare și ca urmare acestor dosare, toată justiția s-a așezat în genunchi, în fața guvernării și a procurorilor. Cam riscăm aceeași consecință să o avem prin această modificare. Politica e arta imposibilului, am spus și în postarea mea. Mie mi se creează impresia că politicienii actuali din Republica Moldova cred că asta e unicul mijloc, modificarea legii, unicul mijloc pentru a soluționa disputele dintre procurorul general și conducerea țării. Da, noi am văzut în ultimele zile de fapt că vii la putere ușor și tot la fel de ușor poți să pleci în acest... Și poziția mea este că nu, politica dă mult mai multe, adică permite mult mai multe posibilități pentru a discuta neînțelegerile. Eu sunt sigur că dacă 7 procurori generali au plecat înaintea domnului Stoianoglu, pune-i pe masă anumite argumente. Eu nu văd ce ar câștiga domnul Stoianoglu din faptul că ar sta în acea funcție, dacă sunt atâtea critici în adresa lui. Eu nu văd, dar să modifici legea pentru ca să-l scoți, să creezi un precedent în care fiecare procuror general după asta să fie scos, să creează ceva pe care eu n-aș accepta în nicio condiție. Domnule Gribincea, nu vă supărați, dar adică dumneavoastră propuneți să-l mai lăsăm câți ani? El are mandat 6 ani, să-l mai lăsăm 6 ani? Eu nu sunt politician, să vă spun, dar eu vă spun, ceea ce propuneți dumneavoastră este inacceptabil într-o democrație funcțională, de creați niște pericole pentru 30-40 de ani înainte. Dacă vă asumați riscurile astea, luați-le. Care pericol? Eu nu înțeleg. Pericolul este că omul îl eliberează pe Platon, organizează fuga lui Platon, care n-ați-l considerați Platon un om corect, un om onest sau un pericol la adresa securității Republicii Moldova. Și noi, adică, să ne uităm și ce să facem? Să batem din palme? Sau... Eu vreau... cineva a spus că noi vrem să controlăm nu știu ce procuratură, ca nu știu ce să facem. Uitați-vă, dragi telespectatori, suntem la postul public de televiziune. Au fost cel puțin 3 invitați care cumva apără procurorul general și eu sunt singur care cumva am o părere diferită. Eu vreau să mă adresez cetățenilor Republicii Moldova. Chiar dacă există atâtea critici pentru această intenția noastră de a face dreptate, de a opri hoția, de a pedepsi hoții, noi vom merge înainte, indiferent de orice. Noi am promis că vom aduce oameni care, în primul rând, să nu furi și oameni care să dea peste mâini tuturor celor care fură. Așa că, dragi cetățeni, aveți încredere în echipa noastră și, cu siguranță, noi vom realiza ceea ce v-am promis. Noi nu suntem ca cei care au fost la guvernare timp de 30 de ani, care v-au promis marea și sarea și în momentul în care au venit la putere, au uitat de ceea ce v-au promis sau au apucat de furat. Nu, noi vă promitem că vom merge până în pânzile albi pentru a aduce dreptatea și o viață mai bună. Dar noi anume vrem, am adus invitați și inclusiv experți din diferite domenii practic sau pe diferite filiere în sistemul juridic, astfel încât ca și cetățeanul de rând să înțeleagă de fapt ce se întâmplă și ce vrea să se obțină. Dumneavoastră ați menționat, v-am auzit, am prezentat inclusiv și informații de la ședințele de azi din comisiile din Parlament, acolo unde ați prezentat acest proiect și ați adus argumentele respective. Mâine, cel mai probabil, la fel, Moldova 1 va livra informația către cetățeanul
cetățeni cu informațiile care vor veni de la dumneavoastră, privitor și cu argumentele respective. Dar astăzi ne-am propus inclusiv să avem o discuție mai deschisă cu Matei Larg la acest subiect. Vreau o chestiune să o precizez, pentru că mai multă lume a vorbit aici. Deci mâine va fi cel mai probabil votul proiectului în prima lectură. După asta, noi vom respecta toate procedurile parlamentare, vom organiza consultări publice, vor veni la consultări societatea civilă, vor veni la consultări, îi vom invita cel puțin, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor sau, mă rog, președinta Consiliului, pentru că ea nu face ședință, ea aprobă comunicate fără, deci în nume propriu, da, spune că sunt a Consiliului Superior al Procurorilor. În fine, vom invita toată societatea pentru a se expune cu privire la acest proiect de lege. Deci proiectul de lege este în corespundere totală cu prevederile constituționale. Dimpotrivă, eu cred că la moment faptul că legea nu conține proceduri cu privire la evaluarea, responsabilizarea procurorului general, este o scăpare care în fond reprezintă și o încălcare a prevederilor constituționale. Pentru că Constituția spune că procurorul general în principiu poate fi demis dacă se stabilesc anumite proceduri transparente și motive obiective. Deci, Constituția, spiritul Constituției lasă să înțeleagă că nu se poate accepta impunitatea procurorului general sau această situație când timp de 7 ani de zile, care cu regret am auzit mulți care vorbesc despre aceasta, 7 ani de zile un procuror general este în funcție, nu face nimic sau dimpotrivă, promovează grupuri de interese, promovează grupuri oligarhice și noi toți trebuie să ne uităm la el și să batem din palme și să spunem nu putem face nimic, noi am fost la alegere, dragi cetățeni, v-am promis ca să facem asta, dar noi nu putem să facem asta. Nu, noi vom, în conformitate cu Constituția, vom merge mai departe, vom adopta legislația așa încât să existe această responsabilizare. Încă o dată. Va fi solicitată și opinia Comisiei de la Veneția? Nu fac eu evaluarea activității procurorul general sau doamna președinte sau președintele Parlamentului sau primul ministru, o face Consiliul Superior al Procurorilor. Și vedem Comisia de evaluare a performanțelor, citesc din Comisia de evaluare, Comisia respectivă a performanțelor procurorului general se constituie în termen de 10 zile din momentul inițierii procedurii de evaluare. Aceasta este constituită din 5 membri, dintre care unul este propus de președintele Republicii, unul de Ministerul Justiției, unul de Consiliul Superior al Magistraturii, unul de Consiliul Superior al Procurorilor și unul de Procurorul General. Da, e ca vedeți. Da. Chiar și Procurorul General va avea o persoană pe care propunem să-l delege în componența comisiei, dar dincolo de cine este în componența comisiei, și noi azi chiar la Comisia Juridică și în alte comisii am discutat că această listă poate fi revăzută pentru a avea o comisie cât mai reprezentativă, care să dea niște verdicte cât mai corecte, dar până la urmă, oricum decizia finală o ia Consiliul Superior al Procurorilor, el este cel care decide verdictul și îl propune ulterior după caz președintelui, dacă e vorba de eliberare sau, de ce nu, poate va fi o mustrare. Vă întrebam dacă va fi solicitată și opinia Comisiei de la Veneția asupra acestui proiect. Nu văd necesitatea, pentru că, încă o dată, este o procedură care transpune ceea ce este aplicabil pentru procurorii obișnuiți conform legii respective în raport cu procurorul general. Chiar astăzi la ședința comisiei m-a întrebat un deputat socialist care sunt criteriile pe baza cărora va fi evaluat procurorul general. Eu am răspuns. În legea cu privire la procuratură nu există criterii pentru evaluarea activității procurorilor. Legea spune că criteriile sunt stabiliți de către Consiliul Superior al Procurorilor. Prin urmare, același mecanism îl vom aplica și noi. Deci criteriile pentru evaluarea procurorului general sau ceea ce a spus domnul Tănase, fișa postului sau atribuțiile, da, vor fi determinate de Consiliul Superior al Procurorilor. El va analiza în ce măsură acele atribuțiuni din fișa postului au fost îndeplinite sau nu au fost îndeplinite, dacă se va merge pe evaluare. Și respectiv, în cazul răspunderei disciplinare, exact aceeași situație. În cazul în care se constată abaterea disciplinară, se face analiza circumstanțelor, se face individualizarea speții, deci spune pe balanță ce s-a făcut,
ce nu s-a făcut și respectiv să vină cu un verdict final care este apanajul Consiliului Superior al Procurorilor. Mulțumesc pentru explicațiile de rigoare, domnule Grebincea. Ați vrut să adăugați ceva mai devreme? Prima chestie, eu o să fiu foarte scurt. Primul este cu plecarea la Comisia de la Veneția, niciun sens. De ce? Fiindcă nu există standarde cu privire la evaluarea sau numirea sau destituirea Procurorului General. Nu există. Dacă la judecători există, la procurori nu există. Răspunsul este evident. Faceți cum doriți. Standarde unice nu sunt și Comisia de la Veneția de obicei ia recomandările sale în baza practicilor celor mai bune și standardelor din Consiliul Europei. A doua chestiune. Domnul ministru a spus aici că eu iau apărarea domnului Stoianovu. N-am niciun motiv și nu doresc să o fac. Nu. Dar scopul, ceea ce am vrut să spun eu și mesajul, decizia care pe modificarea legii este a Parlamentului, este aleșilor poporului. Ceea ce spun eu este că această decizie nu este una înțeleaptă. Ceea ce veți obține dumneavoastră din această decizie va aduce mai mult pagubă în perspectivă lungă justiției din Republica Moldova decât câștig imediat în ziua de mâine. Da. Domnul Stoianoglu poate fi convins să plece prin alte mijloace, dacă vreți un răspuns foarte tranșant. Eu cred că în contextul actual care îl văd eu nu văd cum 4 ani de zile actualul procuror general va cohabita cu pasta guvernare. Am înțeles poziția. Eu vreau să fiu de acord într-o anumită măsură cu domnul Grebincea de data asta. Eu, ce aici spune dumnealui... Vă rog mai întâi de toate să deconectați telefonul, pentru că asta este o problemă și revenim la discuție. Deci aici spune domnul Grebincea ar fi perfect valabil dacă în Republica Moldova ar exista un stat de drept veritabil, ar fi fost edificat pe parcursul celor 30 de ani, numai că, din păcate, nu suntem noi un stat de drept, veritabil. E una, domnule Grebincea, când se atacă sau se atentează la o procuratură, cum era Direcția Națională Anticorupția din România, cu Laura Codruța Chioviș, care au deschis dosare penale pe parlamentari, pe miniștri, pe prim-miniștri, a ajuns sau a contribuit la faptul că persoanele au fost condamnate de către instanțe și vine o guvernare care are foarte multe persoane sau care avea foarte multe persoane certate cu legea și au pornit această luptă împotriva Laurei Codruța Chioviși și până la urmă au obținut demiterea și este altceva când noi avem o procuratură care cu toate scuzele sau cu tot respectul față de instituția în sine, care în ultima perioadă, mai ales după ce s-a întâmplat această decizie șocantă de a lăsa pe Platon să fugă din Republica Moldova, nu este o instituție care se circumscrie conceptul statului de drept. Deci lucrurile sunt diferite la 180 de grade. Dacă era lucrul ăsta în Germania și am fi avut un procuror ca în Germania, eu aș fi de acord cu dumneavoastră. Dar, din păcate, noi suntem în situația în care suntem și, respectiv, trebuie să ajungem la realizarea reformei justiției. Trebuie să ajungem la edificarea unui stat de drept. Dar un stat de drept nici de cum nu poate fi construit atâta timp cât nu ai oameni care să îndeplinească misiunea instituției, să îndeplinească ceea ce e scris în lege în raport cu procurorul general, cu Procuratura Generală și nu să facă lucruri care n-au nicio legătură cu legea. Ne-am dorit cu asta, legea. Domnule Grebincea, ați mai vrea să adăugați ceva? Vorbim de statul de drept. Statul de drept este o chestie în care toți sunt egali în fața legii. Toți. Fie că e președintele țării, fie că e ultima persoană dintr-un penitenciar. Și asta înseamnă un fundament foarte puternic. Iar când sub acest fundament pui astfel de bombe, cum sunt mecanismul de eliberare prin voință politică a procurorului general, eu nu știu cât de sustenabil va fi acel stat de drept. Am înțeles poziția. Domnule Tanase, mai sunteți cu noi, ne auziți? Da, eu sunt. Da. Da, eu vreau să vin și eu cu anumite replică pentru domnul ministru, în parte ce ține de aserțiunea domniei sale că noi am venit să-l apărăm pe domnul Stoianoglu. Este un fals. Eu nici pe departe nu... Nu m-am exprimat nici corect, domn Tănație, în sensul în care sunteți pe partea cealaltă. Haideți să... Nici pe partea cealaltă nu suntem. Noi discutăm o problemă de principiu. Dacă vorbim de stat de drept, puteți să aveți încredere ce vă spun eu, domnul ministru. Nu există niciun precedent în lume când prin abuzuri s-ar fi construit un stat de drept. Abuzul altceva decât abuz
nu poate genera. Eu am scris mai multe texte la acest, la acest capitol și eu cred că dumneavoastră le-ați citit și nu-i cazul acum să intrăm în detalii. Orice precedent creat astăzi va genera mâine unul și mai monstruos. Dacă, puterea politică înțelege că statul de drept poate fi construit doar cu procurorul, noi vorbim despre construcția unei civilizații care începe, de fapt, cu edificarea pușcăriilor. De fapt, statul de drept înseamnă respectarea drepturilor omului. Diferența fundamentală între dumneavoastră și viziunile care le aveți, de fapt, ceea ce spune și domnul Gribincea, ceea ce spune întreaga comunitate a avocaților din Republica Moldova, se referă cu totul la altceva. Noi, când vorbim de stat de drept, înțelegem dreptul oamenilor de a nu fi urmăriți ilegal de procuror, dreptul oamenilor de a nu fi puși la pușcărie, dreptul oamenilor de a nu li se intenta dosare penale clientelare doar din cauza că cineva a dat o astfel de indicație. Ori, prevalându-vă cu voința populară, vreau să vă zic că argumentul ăsta, recursul la popor, cu acest recurs la popor s-au creat cele mai mari crime în istoria omenirii. Nazismul, comunismul, Revoluția franceză, toate au făcut recurs la popor, deoarece existau niște politicieni care considerau că ei dețin cumva adevărul suprem și legitimitatea supremă. Nu există așa ceva în lume. Indiferent care este numărul de voturi care l-ați obținut, legea în Constituție vă obligă să exercitați mandatul în spiritul Constituției. Ori, atunci când vorbim despre independența puterii judecătorești, asta înseamnă independența în principal față de puterea executivă și în secundar de legislativă. În principal de executivă. Ori atunci când reprezentanții puterii executive, așa care este președintele Republicii, membrii din guvern sau parlamentarii, fac de justiție televizată și în mod foarte clar indică care sunt țintele, care sunt targeturile. Sigur că un procuror care este numit de această putere, el va fi obligat să reacționeze anume la aceste ținte. Eu îmi pare foarte rău că nu am auzit în ultimii ani de zile niciun politician care să ridice întrebarea arestărilor ilegale, condamnărilor ilegale. Faptul că în Republica Moldova un dosar pornit odată nu mai poți închide după ani de zile de proceduri judiciare. Și așa mai departe. Problemele justiției sunt absolut diferite decât încercăm noi să ne focusăm doar la un singur element. Este o problemă. Și din punctul ăsta de vedere, am și eu foarte multe întrebări la domnul Stoianoglu din ce cauză foarte multe practici care au fost lansate în guvernările anterioare și acum mai continuă. Dar unde sunt absolut categoric și tranșant, schimbarea legislației doar pentru a elimina un om generează un precedent care va fi folosit peste 4 ani de zile când vor veni alții la putere, îl vor da afară pe procurorul pe care îl veți spune voi, exact cu aceleași instrumente și vor folosi exact aceeași retorică. Au legitimitate populară, vor face recurs la popor, vor face recurs la interesul suprem, îl vor acuza că a recurs la represii politice. Exact așa s-a întâmplat până acum. Și nu există, eu nu cunosc niciun model în lume unde s-au făcut reforme judiciare rapid. Aici trebuie să dau dreptate domnului Grebince, care a zis că reforma justiției e un proces continuu și care, de fapt, el nu este pentru cei care nu au răbdare și cu nervii stat. Asta va dura decenii până când vom avea o justiție. Și trebuie să fim foarte atenți atunci când mergem în campanie electorală. Facem promisiuni irealiste. Când noi vom închide, vom confisca toate averile până în luna octombrie. Văzusem și o asemenea afirmație. Păi dar orice om care are elementare studii juridice știe că așa ceva nu este posibil. Ori chiar condamnările de care vorbim noi rapide. O condamnare înseamnă 3-4 ani de zile, nu mai repede. Ori dumneavoastră cum vedeți? Ca până anul nou să avem 50 de sentințe de probabil condamnare și să dăm procurorului nou numit ordinul Republicii. Este greșit, este conceptual greșit și cred eu că singurul lucru care trebuie să-l faceți dumneavoastră acum, să ieșiți din febra electorală, să analizați la rece ceea ce se întâmplă și toate modificările structurale care sunt făcute trebuie să pornească de la perspectiva aplicării lor și următorul deceniu, nu doar în mandatul actualei puteri. Nu există un stat care începe odată cu putere și se termină odată cu alegerile când se resetează puterea. Domnule Tănase, eu mai am o întrebare la dumneavoastră, dacă ați finalizat gândul sau mai aveți încă ceva?
Sigur că nu, dar vă rog. Da, vreau să vă adresez doar o întrebare. Deci nu este exclus că această lege o să fie atacată la Curtea Constituțională? În aceste condiții, ce argumente ar putea să fie găsite acolo? Va fi respinsă? Este posibil așa ceva? Evident. Faptul că această lege va fi votată în forma în care a fost propusă, nu am niciun dubiu. Toate aceste discuții, consultări, n-au nicio absolută substanță. Este, domnul ministru foarte clar a spus, noi avem un scop și vom merge înainte, indiferent de orice, majoritatea o va vota. Acum ce va spune Curtea Constituțională nu are atât de mare importanță. Deoarece legea, în esență, ea este contrară spiritului Constituției. Eu nu știu ce va spune Curtea Constituțională, adică auzi că nu cunosc. Cel puțin în mandatul de judecător constituțional care l-am avut, noi am fost foarte exigenți și am tăiat absolut orice posibilitate politică de imixtiune în justiție. Chiar dacă s-au făcut foarte multe abuzuri, legile sunt încălcate în orice circunstanță. Poți să ai legi perfecte. Eu vă dau cele mai moderne țări din lume care au legi geniale și oricum se găsesc oameni care le încalcă. Dar asta nu înseamnă că trebuie transformată toată țara într-o secție enormă de poliție, așa, nu înseamnă că trebuie să pornim la prezumția că toți sunt hoți, așa, și să încercăm mai apoi să creăm statul de drept. Nu există precedent în lume unde construcția statului de drept ar începe cu edificarea pușcărilor. Dimpotrivă, am menționat astăzi, domnul ministru, că vreți să eliberăm pușcările. Eu am să vă spun că ar fi foarte bine dacă s-ar promova o reformă ca din populația penitenciarilor să scadă cu 70%. Marea parte din oamenii cei care stau acolo în condiții absolut degradante nici nu ar fi trebuit să ajungă acolo din cauza că este o problemă mai complicată. Domnule Tănase, vă mulțumesc. Acest subiect cel mai probabil îl vom trece într-o altă ediție, îl vom discuta mai detaliat. Iată că am vrut de fapt mai multe subiecte să le abordăm aici astăzi, dar nu prea reușim. Dar aș vrea, da, două chestiuni. Domnul Tănase menționează că ne trebuiesc decenii pentru a fi făcută o reformă a justiției veritabilă. Dumneavoastră, cât timp v-ați pus la dispoziție pentru această reformă? Vă răspund și la întrebare. Da, vă rog. Două chestiuni. Sigur că m-am referit la pușcării, m-am referit la marii hoți. Evident că în pușcării sunt foarte mulți oameni, din păcate, care nu trebuie să stea acolo. Doi, cu privire la constituționalitate. Înainte de a elabora acest proiect de lege, am revăzut toată jurisprudența Curții Constituționale, inclusiv decizia, hotărârea Curții din 2020, care a declarat neconstituționale prevederile din luna septembrie 2019. Am ținut cont de toate considerentele Curții Constituționale și nu este absolut nicio problemă de constituționalitate. Nici una absolut. Legea este în totalitate conformitate cu prevederile articolului 125, în special aliniatul 2 din Constituție. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, evident că un stat de drept ca în Germania, noi nu îl vom putea construi timp de 4 ani, poate nici timp de 8 ani de zile. Dar în 4 ani de zile noi putem să punem temelia unui stat de drept. Noi avem în programul nostru două compartimente de acțiuni. Avem acțiuni imediate și avem acțiuni pe termen mediu și pe termen lung. Termen mediu și pe termen lung avem în vedere mandatul ăsta de 4 ani care a fost acordat de către cetățeni la 11 iulie. Deci pe termen scurt ne propunem să eliberăm din funcții funcționarii corupți, schimbăm cu oameni corecți. Doi, ne propunem să schimbăm un pic paradigma în ceea ce privește administrarea instituțiilor statului. De o parte, să oprim hoțâile și lucrul ăsta poate să-l facă chiar și miniștri. Achiziții publice se gestionează în fiecare minister, instituții subordonate ministerului. Deci lucrurile astea, aceste fără de legi, pot fi oprite chiar acum. Dar evident că trebuie să dăm un imbolt pentru ca cei care încalcă legea sau cei care au încălcat legea până acum să poată fi sancționați. Adică trebuie să începem totuși să, odată și odată să sancționăm oamenii care au furat din avuția publică, din bugetul public național, adică din buzunarul cetățeanului. Și avem acțiunile pe termen mediu. În primul rând, elaborarea, sper până la sfârșitul anului, a legii cu privire la evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Sper la începutul anului să începem procesul de evaluare, pe care eu îl numesc, de fapt, curățirea sistemului de justiție. Deci eliminăm cât mai mulți oameni care nu au cicăta în sistemul de justiție și construim instituții normale. Evident că aceste instituții nu vor deveni timp de 4 ani ca în Republica Federală Germania. Nici nu spun lucrul ăsta, dar putem să mișcăm carul din loc și este timpul să mișcăm carul din loc.
Deosebirea noastră față de cei care au capturat instituțiile statului este că noi nu avem nevoie de procuratură ca să ne apere pe noi de dosare penale. Asta este diferența majoră. Eu n-am nevoie să controlez o instituție ca procuratura pentru ca procurorul să nu vină la mine să-mi deschidă dosar penal. Pentru că el nu poate să-mi deschidă dosar penal indiferent ce se întâmplă. Pentru că n-am furat nimic niciodată și nici n-am de gând să fur nimic niciodată. Spre deosebire de alții care stiem acum ca să vină un procuror și care a să aplice legea exact așa cum trebuie să fie aplicată. Dacă tu ai furat, indiferent că ești ministru, parlamentar, PSRM, PAS, ori, din oricare parte, trebuie Eu să fie sancționat. Domnul, am înțeles. Deja vreau să trecem și la concluzii. Trebuie Vreau să fie sancționați toți. Asta spuneți dumneavoastră. Asta vrem. Da, asta ne dorim. Domnule Gribincea, o concluzie finală. Deci să presupunem că, iată, este să presupunem. Va fi aprobată această lege, modificările la legea cu privire la procuratură și Consiliul Superior al Magistraturii, acel consiliu sau comisie, de exemplu, spune că, iată, excelent, bine se descurcă procurorul general care este în prezent și oferă acest calificativ. El oferă. Deci ce se întâmplă după sau cum vedeți dumneavoastră? Pentru că s-ar putea să fie și așa ceva. Nu? În comparație cu alți procurori generali și chiar cu alți procurori, domnul Stoianoglu nu aduce bine, nu aduce rău. Adică eu nu-mi închipui cum Consiliul Superior al Procurorului actual să ia o decizie de eliberare din funcția domnului Stoianoglu. Dar vreau să mă refer la altceva. Domnul ministru a spus acum că ei nu vor să controleze justiția, nu vor să controleze procuratura. Dacă lucrurile stau așa, și eu am încredere în dumneavoastră că lucrurile stau chiar așa, atunci creați un sistem. Un sistem în care politicienii nu poate influența justiția. De exemplu, ceea ce se întâmplă cu excluderea concursului pentru CNA, mi se pare o pârghie mai direct de a subordona CNA-ul politic. Dacă dumneavoastră doriți ca conducerea CNA-ului să fie numită pe criterii politici, o numim așa, dați-o la guvern, faceți o agenție guvernamentală și las primul ministru să asume responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă la CNA. Dar atunci când spunem că CNA-ul e independent, dar el se nominalizează politic și se votează de 51 de deputați în Parlament care nu-și asumă nicio responsabilitate pentru activitatea CNA-ului, atunci, sorry, asta este o parodie. Înțeleg. Adică trebuie să existe fie un concurs pe bune, dacă se dorește numirea în Parlament, fie să-și asume prim-ministru responsabilitatea pentru activitatea CNA. Și atunci el n-are ce căuta ca subordonat Parlamentului, ce trebuie să duc la minister. Asta e logic. Asta se întâmplă în toate țările. Fie avem un CNA independent, dar dacă independent toate garanțiile, fie avem subordonat guvernului. Și unul și altul este acceptabil. Dar nu putem să facem struță cămile. Și cineva ar spune, dar până mă concursurile în Parlament nu au fost bine. Păi faceți-le dumneavoastră bune. Vă asigur că punerea oamenilor independenți în conducerea instituțiilor de drept este cea mai bună soluție pentru crearea unui stat de drept. Domnul Gribincea, mulțumesc. Domnul Midrigan, dumneavoastră sunteți deja, am ajuns la etapa concluziilor. O să vă rog și pe dumneavoastră foarte scurt să ne spuneți care sunt recomandările dumneavoastră. Ce ar trebui să fie făcut și implementat astfel încât lucrurile să fie bune în societate și să avem și rezultate. Ne auziți? Domnule Midrigan? Dacă nu, atunci la domnul Tănase. Domnule Tănase, avem foarte puțin. Eu vorbesc, mă auziți? Da. Domnul Midrigan, vă rog. Da, da. Prima. Deci această lege care va fi adoptată nu trebuie să fie aplicată față de domnul Stoianoglu, fiindcă legea nu are efect retroactiv. Domnul Stoianoglu are un mandat pe 7 ani. Pentru viitorul procuror, om vedea. 2. Eu n-am auzit în lume încă. Lasă să dai o analiză că în alte state democratice se aplică o astfel de metodă de evaluare a procurorului general și a procuraturii la general. Eu n-am auzit, este non-how moldovenesc. Dar vă pare normal că 7 ani de zile omul stea și nu facă nimic și noi ne uităm la asta? Haideți să vorbim lucruri serioase. Nu... Da. Încercați să mai ascultați și pe alții. Ascultăm, dar să ne spuneți...
ne spuneți că... Și ultima, dacă cineva are obiecții față de domnul Stoianoglu, se prezinte ceva la Consiliul Superior al Procurorilor, să inițieze această discuție, fiindcă ăsta este unicul organ legal care poate aprecia activitatea Procurorului General și nu altcineva, niciun fel de comisie, fiindcă așa este legea, așa este stipulat. Domnul Drigan, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute. La revedere, numai bine și, domnul Tvenenco, v-am spus minutul de final. De fapt, depășim în aceste momente, dar aș vrea să ne spuneți o concluzie. Care este concluzia dumneavoastră și dacă, într-adevăr, aveți atâta determinare și încredere? Iarăși, spuneam că s-ar putea ca, virgulă, Consiliul Superior al Procurorilor să ia o decizie favorabilă. Știți, eu am auzit foarte multe... În perioada de când am început să facem politică, din 2016, foarte multă lume ne spunea în felul următor deodată, că voi pe Plahotniuc niciodată n-a să-l învingeți, pentru că Plahotniuc e puternic și Plahotniuc mereu va conduce Republica Moldova. A plecat Plahotniuc. Același lucru ne spunea și despre Igor Dodon. Niciodată n-a să-l scoateți pe Igor Dodon de la președinție. Noi am mers înainte, nu ne-am uitat la unul, la altul, ce spune. La fel, după ce s-au finalizat alegerile prezidențiale, ne spuneau că niciodată n-ați reușit să dizolvați Parlamentul, că ei acolo asadune, că ei sunt mulți, Șor, Dodon, Plahotniuc, Platon, asuneați că toți împotriva voastră. Am reușit și lucrul ăsta. Am mers și în alegeri, tot așa ne spuneau, n-ați câștigat alegerile, ați luat acolo 40 de mandate și ați guverneze Șor, Plahotniuc, Dodon. Nu, am mers, în continuare am câștigat aceste alegeri și exact lucrul ăsta vreau să le spun cetățenilor. Exact așa cum am fost consecvenți, fermi și am mers doar înainte. Nu am uitat de promisiunile pe care le-am făcut. Exact așa vom merge mai departe. Vom face ca Republica Moldova să pornească, într-adevăr, vremuri bune, să existe dreptate, dar odată cu dreptate va veni și o viață mai bună, se vor majora pensiile, salariile, se vor construi mai multe drumuri, școli, grădinițe, spitale și tot așa mai departe. Eu vă aveți încredere, dragi cetățeni. Sper că vor fi analizate și riscurile despre care s-a tot vorbit în cadrul acestei ediții. Care sunt riscurile? Vorbeam în patru ani, eu cred că noi vom ajunge în situația în care spunem niște temelii ferme cu privire la un stat de drept și nimeni nu va putea atenta la lucruri care sunt cumva... Părți componente, circumscrise conceptului statului de drept. Și ceea ce s-a spus, riscuri, eu nu le văd. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestei ediții. Vă mulțumim că ați venit aici și v-ați expus opinia referitor la acest subiect. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem marți, tot aici, la aceeași oră. Numai bine!